Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS13. Suntem pe mapa RDVIC V3 și uitați-vă și voi ce am făcut cu TB-ul. M-a sfasuit sus pe gard. Că eu n-am vrut să se întâmple, dar a rămas aici suspendat pe gardul acesta de la magazin și vreau să-l dau jos. De-aia am luat vola acel această să zicem, volă, să zicem așa. Pentru a putea să se dăm UTB-ul jos după gard, că trebuie să se dau cu discul la pe trenul care se vede în față. Deci, pe partea stângă. Bă, sau iasă, nu cred că merg să-l respawnez. Sau fac altceva. Vând asta, vând și asta, vând și asta, vând și pe asta și gata. Am rezolvat. Deci n-am mers cu vola, dar am mers... Nu am apăsat butonul de like pentru mai multe video, clipuri. Să avem un teren care a fost recoltat și... Să avem un teren care a fost recoltat și... Discul văd că e prea mare pentru el. Și
ești convins că... E bun, e bine și lui. E mult frumos să-i țin drept, dar nu te dă, pentru că... Deci e foarte greu. Curaj, așa că mă mai fi chiar nu cântă la putin, după tracțiune. Că pot să văd că... Da, nu știu nimic de lași. Deci nu știu de unde pot să-l țin drept. Vezi? Nu pot să-l țin deloc drept. Încerc să-l țin drept. Poate nu știu eu. Nu, nu, dar n-am ce-l iau drept. Corumbul-i cam făcut. Bine, corumbul-i frumos. Da, mă, uite, de-l tot cu drept. Corumbul frumos, hai. Stai drept. Nu știu cum să iei. Deci nu merge, dar nu știu, nu va să iei vreo greșel. Da. Am vrut să caut un disc mai mic de voi. Dacă aveți careva un disc mai mic de voi, cu doi acesta, că vreau să le faceți și comentarii. Și o să fie prea mare pentru voi. Să-l închid. Adică să-i opresc motorul. Înțelegeți voi? Și să luăm unde ăsta mai clasicuț un pic. Să vedem ăsta cum se va descurca. Vom așa. Să nu mai stau eu în CUTB. Că nu eu stau, fermierul care îl conduce, nu stau eu. Văd că cu ăsta e obișnuit păștoarea, că văd că nu îl ridic ca pe celălalt în două roți, e bine.
Nu știu să prășesc pe unul.